percheziții în celula Elenei Udrea din Costa Rica, polițiștii înțeleg că au căutat un telefon mobil pe care l-au și găsit, însă există suspiciuni că în spatele acestei acțiuni s-ar afla altceva. Și asta deoarece FBI-ul, doamnelor și domnilor, a vizitat-o pe Elena zilele trecute pentru a îi pune câteva întrebări. Informația vine de la senior editor Ana Maria Bujor, șeful secției Eveniment, Antena 3. Bună ziua, Ana Maria! Care sunt așadar informațiile pe care ai reușit să le obții din Costa Rica? Bună ziua, Ana! Bun găsit tuturor! Vorbim, să spunem așa, despre deja o colaborare a celor de la FBI cu Elena Udrea. Din informațiile pe care le-am, s-au întețit vizitele celor de la FBI în ceea ce o privește pe Elena Udrea. Aceștia înțeleg că ar urma să... Mai exact, că încearcă să descopere unde sunt aproximativ 200 de milioane de dolari care ar fi ajuns în România din fonduri operative ale CIA pentru diferite operațiuni CIA, mai exact pentru finanțarea a diferitelor operațiuni CIA și care ar fi dispărut brusc exact în perioada în care Traian Băsescu era președinte. Drept urmare, cei de la FBI se pare că sunt extrem de interesați de urma acestor bani. Iar pe de altă parte, iată, așa cum spuneai și tu, zilele trecute au avut loc percheziții în celula în care se află Elena Udrea. Atenție doar că vorbim despre o celulă destul de măricică, având în vedere că acolo sunt închise 34 de deținute. Înțeleg de la sursele mele faptul că nu Elena Udrea și nici Alina Bica nu erau ele vizate de percheziție în mod deosebit. Dar da, a fost găsit acel telefon mobil, nu asupra celor două. Ana, 200 de milioane de dolari? Dolari. De dolari, da. Ar fi dispărut? Banii, aceștia, da, aceștia ar fi banii pe care cei de la FBI îi caută în acest moment. Da, ei ar fi dispărut, ar fi făcut parte din fonduri CIA. Tocmai pentru operațiuni CIA și în acest moment cei de la FBI s-ar strădui să afle urma acestor bani. Am înțeles și da, o întreabă pe Elena Udrea pentru că există suspiciuni că ar fi ajuns, nu știu, în campanie electorală undeva? Nu am informații care să lege bani de campanie electorale. Există vreo legătură, crezi tu, între... Ancheta Microsoft, care s-ar axa inclusiv pe traseul banilor către Băsescu, faptul că DNA-ul în sfârșit anchetează ceva absolut evident, pentru care aveau probe și anchetă pe care au ținut-o pe loc, și audierea Elenei Udrea cu privire la anumiți bani în Costa Rica de către FBI. Există posibilitatea, nu știu, să fi venit vreo recomandare? Din informațiile pe care le am, există inclusiv această posibilitate. Există de asemenea și posibilitatea ca Elena Udrea să fie audiată și în legătură cu alți bani, să fie audiată, să fie vizitată de FBI, pentru că în acest moment nu putem să vorbim neapărat despre audiere. Anchetă oficială. Cei de la FBI nu e ca și cum s-ar duce în închisoare la Elena Udrea să audieze în mod oficial, pentru că noi am încercat, eu am încercat să fac rost de numele tuturor celor care au intrat la Elena Udrea, iar cei de la Ministerul Justiției din Costa Rica mi-au răspuns că nu pot să-mi pună la dispoziție asemenea informații, tocmai pentru că sunt secrete. Dar au recunoscut? Poftim? Au recunoscut în acest fel că într-adevăr au existat astfel de vizite? Informațiile le am pe surse legate de vizita celor de la FBI. Nimeni nu mi-a recunoaște niciodată nimic oficial din Costa Rica, ceva legat de vizita celor de la FBI, mai ales în ceea ce privește pe Elena Udrea. Am înțeles. Mulțumim foarte mult, Ana Maria Bujor, pentru aceste informații.